că specialiștii trebuie să vorbească apropo de cum trebuie gestionată gripa și așa mai departe, dar nu despre asta este vorba, doamna doctor. Semnalul de alarmă pe care l-au transmis și antevorbitorii mei și o să o fac și eu este următorul. Când se termină săptămâna de prevenție, punem totul jos și ne ocupăm de altceva și nu ne mai interesează, nu vi se pare că atinge puțin populismul să spui că într-o simplă săptămână ne ocupăm cu prevenția gripei, dar putem discuta și de alte lucruri și în restul săptămânilor nu ne interesează? Este o chestiune pe care școala, familia, societatea, noi aici, prin ceea ce facem, trebuie să o transmitem românilor, și anume, măsurile de prevenție trebuie să se regăsească între prioritățile Ministerului Sănătății și în alocarea bugetară în România, ca să avem o populație sănătoasă. Și prevenție se face în fiecare zi. Și înainte de săptămâna pe care ați propus-o acum și după săptămâna. Dar despre ce de fapt este vorba? Că nu este prima inițiativă cu săptămâna nu știu cum, cu ziua nu știu cum. Acestea sunt scheme prin care permiteți, mai cu seamă autorităților locale, să cheltuie niște bani pentru diverse sindrofii și evenimente. De ce nu aveți curajul să spuneți acest lucru? Să se dea primărilor și vedem dacă vă trece la vot și dacă românii sunt de acord cu acest lucru. Să se dea primărilor niște bani de petreceri, festivități și tot ce vor ei să pună în respectivele festivaluri, să petreacă și să facă tot felul de evenimente. De ce nu spuneți curat și corect acest lucru, pentru că despre asta este vorba, sunt tot felul de scheme de făcut evenimente cu ocazia acestor săptămâni și, repet, nu este singurul proiect de lege pe care îl aveți pe această chestiune. Închei spunând următorul lucru, câtă vreme nu-i respectați pe medicii de familie, câtă vreme nu-i respectați pe cei care se ocupă cu adevărat în prevenția, de prevenție în România, ceea ce faceți acum nu este decât o inițiativă electorală. Mulțumesc. Ca să vă dați că vă preocupă subiectul. Mulțumesc!